pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Cele două saloane sunt destinate copiilor abandonați în Spitalul Județean de Urgență Constanța. Iată Biserica Sfântul Mina, care a trecut cu ajutoare la bolnavi, s-a gândit să vină să facă lumină, să împodobească aceste saloane. Sperăm că vor fi ocrotiți noi cu partea trupească, iar sfințirea de astăzi să le aline suferința și să-i apropie și să-i fie vegheați de către Dumnezeu. Acțiunea face parte din caravana Sfântul Mina, ce a debutat în luna iunie acestui an. Săptămână de săptămână, credincioșii, sub coordonarea preoților, au organizat activități filantropice în diferite locații sociale din județ.